Bună ziua, stimați reprezentanți mass media, dragi locuitori ai municipiului Chișinău. Astăzi se încheie o campanie electorală care a fost plină de provocări, dar și de speranțe. O campanie în care am avut ocazia să vă cunosc mai bine, să vă ascult problemele și să vă prezint soluțiile mele. O campanie în care am demonstrat că sunt un om de cuvânt, un om care nu se lasă intimidat de presiuni și amenințări, un om care își respectă adversarii, dar nu se teme să le spune adevărul. O campanie în care am pus înainte de toate interesul vostru, al cetățenilor și nu al partidelor sau al grupurilor de interese. Voi sunteți cei care m-ați motivat să intru în această cursă. Voi sunteți cei care m-ați susținut cu entuziasm și cu încredere. Voi sunteți cei care m-ați inspirat cu visele și aspirațiile voastre. Voi sunteți cei pentru care vreau să fiu primarul Chișinăului. Chișinău are nevoie de o schimbare. O schimbare care să aducă mai multă transparență, eficiență și responsabilitate în administrația publică. O schimbare care să îmbunătățească calitatea serviciilor publice, de la transport și la salubrizare, până la educație și sănătate. O schimbare care să stimuleze o dezvoltare economică, socială și culturală a orașului Chișinău. O schimbare care să facă din orașul Chișinău un oraș modern, european și prietenos. Eu și echipa mea putem duce această schimbare. Am experiența, competența și viziunea necesară pentru a conduce primăria într-un mod profesionist și democratic. Am o echipă solidă și dedicată, formată din oameni competenți și integri, care împart aceleași valori și principii cu mine. Am un program electoral clar și realizabil, bazat pe analize, consultări și propuneri concrete. În plus, am prieteni devotați, care conduc orașe, municipii și comune din România, în special, care sunt gata să-mi ofere sprijin pe toate dimensiunile. Dar pentru a putea pune în practică acest program, am nevoie de votul vostru. De aceea, vă îndemn pe toți să ieșiți la vot duminică 5 noiembrie. Să votați pentru un viitorul nostru și al copiilor voștri. Să votați pentru un Chișinău mai bun. Să votați pentru mine, Vadim Brânzaniuc și echipa Partidului Social Democrat European. Pentru cei trei trandafiri. Vreau să mulțumesc tuturor pentru sprijinul și încrederea acordată. Vreau să asigur că nu voi dezamăgi. Vreau să promit că voi fi primarul tuturor chișinăuienilor, indiferent de opțiunile politice sau limba vorbită. Vreau să vă spun că împreună putem face din Chișinău orașul pe care ne-l dorim. Haideți să facem istorie. Haideți să câștigăm aceste alegeri. Haideți să schimbăm Chișinău. Votați Vadim Brânzaniuc. Votați Partidul Social Democrat European. Chișinăul merită mai mult. Aș vrea să profit de ocazia întâlnirii cu dumneavoastră de astăzi și să vin cu un mesaj pentru colegii mei aflați aici în spate din Organizația Municipală a Partidului Social Democrat European, care au muncit cot la cot cu mine în această campanie electorală. Dragi prieteni, astăzi se încheie o perioadă foarte încărcată, plină de greutăți, dar și pasiune. O campanie în care am avut ocazia să vă cunosc mai bine, să vă apreciez efortul și să descoper devotamentul. O campanie în care am demonstrat că suntem o forță unită, o echipă solidară și o familie politică puternică. O campanie în care am pus înainte de toate interesul Chișinăului și al oamenilor săi. Voi sunteți cei care ați făcut posibilă această campanie. Ați muncit neobosit, zi și noapte, pentru a aduce mesajul nostru la cât mai mulți chișinăuieni. Voi sunteți cei care ați distribuit materiale electorale, ați organizat și participat la întâlniri și ați dialogat cu cetățenii. Voi sunteți cei care ați făcut din această campanie electorală o lecție de democrație și civism. Vreau să vă mulțumesc tuturor pentru sprijinul și încrederea voastră. Vreau să vă felicit pentru munca depusă, care sper să ne aducă rezultatele frumoase. Vreau să vă spun că sunt mândru de voi și că vă consider pe toți prietenii mei. Dar nu uitați că încheierea unei campanii electorale nu înseamnă sfârșitul, ci este un nou început. Duminică, 5 noiembrie, avem o misiune importantă. Să câștigăm alegerile pentru primăria Chișinăului, dar și în Consiliul Municipal Chișinău. Pentru asta avem nevoie de mobilizare maximă, de prezență masivă la vot și de supraveghere atentă a procesului electoral. Avem nevoie să fim uniți și vigilenți,
să nu ne lăsăm intimidați sau manipulați, să nu cedăm la provocări sau tentații. Avem nevoie să fim responsabili și onești, să respectăm legea și cetățenii. Sunt convins că vom reuși. Sunt convins că putem face istorie. Sunt convins că putem schimba orașul Chișinău. Haideți să fim parte a acestei schimbări. Haideți să fim parte din această victorie. Haideți să fim parte din acest Chișinău mai bun. Vă mulțumesc încă o dată și să fie cu Doamne ajută. Dragii mei, vreau să menționez că făcând astăzi totalurile campaniei electorale, vreau să menționez că am făcut o campanie corectă. Nu am atacat adversarii, ci am atacat ideile. Am participat la toate dezbaterile publice. Am fost prezenți în teritoriu și am făcut cunoscut mesajul nostru. Am venit în fața oamenilor cu un program realist, un program care să schimbe la față Chișinău. Sunt mândru pentru colegii mei, sunt mândru pentru campania noastră și sunt sigur că rezultatele de duminică vor lăsa multă lume impresionată. Vă mulțumesc și vă aștept pe toți duminică la urnele de vot. Vă mulțumesc mult!